general locotenent, Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir este gata pentru ceremonia de închidere a anului școlar 2022-2023. Sunt comandul Colegiului Colonel Neagu. Am terminat cu media 10 în fiecare an, prin muncă, prin dedicare, dar și cu ajutorul profesorilor și educatorilor care și-au dat interesul și de fiecare dată când am avut o întrebare, mi-au răspuns cu drag și m-au ajutat în orice moment al zilei. Urmează să merg la Academia Tehnică Militară din București, la specializarea calculatoare și sisteme de apărare și securitate națională. Un sfat pentru tinerii care își doresc să vină la Colegiul Militar din Breaza este să fie încrezători și să privească cu bucurie tot ce se află aici, deoarece în momentul în care ajungi în anul întâi, în clasa 9, timpul trece foarte repede până în clasa 12 și trebuie să ne bucurăm de fiecare moment petrecut în colegiu. Orice etapă care se încheie este însoțită de satisfacții, de maturizare, de mândrie, dar poate să trezească și nostalgie. Cu toții ne aducem aminte de astfel de momente pe care noi înșine le-am parcurs. Haideți împreună să ne încurajăm copiii și să le oferim tot ceea ce e mai bun, dragoste, sprijin. Acești 3 ani de studiu care se încheie azi au trecut foarte rapid. Noi aici chiar avem o vorbă, cum că o zi trece foarte greu, dar o săptămână, o lună, un an trece extraordinar de repede și nici măcar nu-mi dau seama când m-au adus ai mei în clasa nouă aici și când s-a ajuns în ziua în care se termină anul 3. Anul trecut m-am evidențiat la limba română și în general mă evidențiez la limba română. Este materia mea preferată încă de când eram în gimnaziu. Anul trecut am reușit să mă calific la Olimpiada Națională, de unde m-am întors și cu o mențiune. Tinerilor care doresc să urmeze o carieră militară și care vor să înceapă de la 14 ani aici, în Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir, din Breaza, le urez multă baftă, mult succes, gânduri numai bune, să aibă încredere în ei, să fie perseverenți și să știe că aici vin într-o mare casă și într-o mare familie. Cantemirul e acasă pentru noi toți și întotdeauna va rămâne așa, indiferent câți ani vor trece și unde ne vor duce pașii în continuare.